4 dintre participanții la protestul de duminică seara din Piața Mare a Sibiului au fost sancționați de jandarmi. Aceștia au fost amendați fie pentru că au refuzat să se identifice și au proferat injurii, fie fiindcă nu au purtat mască de protecție. În realitate, mai mult de 4 oameni nu au purtat mască. Valoarea totală a amenzilor se ridică la peste 3.000 de lei. Codul rutier va suferi în curând o serie de modificări importante. Dacă pentru unele dintre abaterile deja existente vor fi aplicate amenzi în cuantum mai mare decât în prezent, va fi adăugată și o serie de amenzi noi, dar și unele sancțiuni complementare vor fi înăsprite. Perioada de suspendare a permisului va crește de la 90 de zile cât este în prezent, la 180 de zile pentru anumite fapte grave, cum ar fi infracțiunea contra siguranței circulației pe drumurile publice sau accidentul de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane. Maratonul de vaccinare organizat de Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență, Spitalul de Pneumofiziologie și Spitalul General CF, la sfârșitul acestei săptămâni a adus 330 de persoane, adulți și copii, la rapel sau la una dintre dozele celor două vaccinuri, Pfizer sau Johnson & Johnson. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.